cred că e mare smurf, frate, mare smurf. Până acum dacă avea, dacă avea și Silent Time. Jocuri de gaming pe linkul din descriere. PC2A. Salutare, amigos, și bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. Suntem aici cu una pârcaveată, ce faci? Bine. Bine, auzi, a prins glas, mă, a prins glas, gata. Și a scăpat de emoții. Suntem aici cu The Suspect pe Mirage 10-0 și aici pe... Mamă, ce scurare The Suspect. Bun. Ok, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați, să apăsați clopoțelul și nu uitați de codul de reducere la PC Garage la orice comandă One Flash, exact ca numele canalului, Very Big Reductiones. Acolo vă aștept și pe voi, mă aștept și pe mine, adică canalul, nu pe mine practic, dar mă rog, tot aia e. Și să fie bine la toată lumea. Hai să vedem ce face domnul care s-a rotit și el într-un final pe A. Ok, schimbă cu un acal, vede pe ăla în palat. Îl bate. Ok, de ce am impresia că omul e curat? Bune, adică s-a dus să dea lamă. Și ăla n-a fost în stare să-l nimerească sau ceva, bulldog. De ce mi-am impresia că băiatul e curat și că doare smurf sau... Sunt băieții de petro mai slabi sau cine știe, cum ți se pare? Ți se pare că odată, așa din primele faze? O întreb pe ea pentru că este specialistă, a jucat cel puțin 10 minute ce se gom viața ei. Nici măcar 10 minute n-a jucat, ok. Mai tare. Mai tare. Ok, așa. Ca să te audă lumea, știi ce zic? A făcut un kill și aici am ratat că mă uităm la microfon, dar nu este problemă pentru că vom vedea destule kill-uri în acest meci. Mirific, minunat și fantastic! Hai să vedem, iese cu flash, mai încearcă să tragă deși nu era nimeni, bun! Două grenade la under, pe ăsta l-a auzit. Se uită și la bancă, ok, poziții comune. Bun, l-a auzit pe ăla la conector. Vede și pe ăla acolo. Îl bate. Și ultimul jucător se duce frumos în casă. Mă, nu mi s-ar părea că ar avea aim sau ceva de genul. Stai să vedem cât ce headshot rate are. 77%, cam cel mai mare aproape. Da, cel mai mare e meciul ăsta. Hau, pau. Acum nu știe pe ăsta top mid. Hai să vedem dacă îl bate el. Un tap. Băi, scuză-mă, iartă-mă pe mine, o bobiță. Hai să mai vedem cu trasul ăla, că s-ar putea să găsim, să avem vreo surpriză. Cine știe. Ok, face schimb de arme în bază. Mamă, frumos. Se duce tot la B, cred. Adică, cred că își păstrează poziția băiatul. Mamă, are 15.300, nu și-a cumpărat armă de... Dacă a murit de două ori, vă dați seama că e clară treaba. 22-2 are. 22-2. Ok, două granadă pe top mid. Tot pus ținta pe acolo prin smoke, dar nimic cert. Acum îl știe și pe ăsta, știe că-s doi. Bun. Se uită în stânga, dar faza e că știu că sunt doar doi. Dacă mai era unul, gen, nu s-a mai uitat. Acum încercăm să-i căutăm și noi, nu o dăm papură la băiat. Vedem dacă e codat sau necodat. Ultimul jucător, de fapt nu, ultimul de pe aia e împalat. Și de cap, mamă, dar sunt easy kills ce face el aici, sunt chiar easy kills. Ok. Ok, hai să vedem mai departe. The suspect. Se duce la B. Se duce cu flash-ul în mână. Dă un flash în apartament. Face pic. Nu e nimeni, pleacă, bun, nici sunet, n-a auzit nimic, acum a auzit că se apasă window acolo la under, dă o grenadă, deși o dă în perete, l-a văzut pe ăla la faza e că dă multe capete, cam asta e chestia și le dă, a zis că face spray, doar că, nu știu dacă, uite aici n-a dat cap, încarcă, iese pe ăla și moare, finally, a murit și el odată. După 100.000 de ani a murit și el odată, frate, că nu mai murea, deci demon era locul în cimitir liber, se stătea locul degeaba în cimitir, deci demon l-aștepta. Ok. Mamă,
Așa m-am concentrat la episodul ăsta că n-am mai vorbit cu năpârca care a rămas așa și se uită la ecran. Ce-ți dai tu seama așa din jocul lui domnul The Suspect? Ți se pare ceva dubios? Joacă prea bine, joacă prea... Nu înțelegi nimic? E ok, măi, și fată, e ok, nu, merge, nu, e ok. Crezi că eu înțeleg ceva? Eu mă fac că înțeleg, că după aia zice oamenii ăștia care este, care în comentarii care este, mă înjură care este și zice că Flash e prost ca asta și mă fac șoc aici că înțeleg că, mom, uite, acum, de exemplu, a luat Flash. A, chestia asta îmi trebuia să apară pe video, mă scuzați, mamă. Și acum, cu siguranță, să fie cineva care nu înțelege glume, ironie, Caterinca, chestii și o să zică în comentarii că, te-ai dat de gol sau, Flash, deci recunoști că nu știi nimic sau de-astea. Bine, nu că știi multe, da. Știți că mereu e persoana aia care nu înțelege sau n-a prins gluma sau ceva de genul ăsta. Cum era cineva acum câteva zile, by the way, mă scuzați că facem paranteza asta, care îmi lăsase com că, frate, ești prost că ai greșit intro-ul, că zici jocuri de gaming. Și eram ceva de genul, frate, am două intro-uri așa, n-am greșit intro-ul. Nu, prima dată i-am zis, am scris și în descriere și am pus și emoticonul ăla că, cu râs, gen râs rău, ca să fie gen obvious că e o glumă. Și după mi-a lăsat cum, da, lasă, sigur. Și după aia am zis, da, bro, și de-aia am și două intro-uri cu același mesaj, nu? Și n-am mai zis nimic, mi-a plăcut că n-am mai răspuns la comentariu. Aia a fost. Dar băiatul ținea pe lui. El crea că a descoperit America, că mamă, l-a prins pe un Flash că a făcut o greșeală uriașă, a greșit mesajul din intro, a făcut și pleonasm și sună și prost și sună și ca dracu și hau bau. Dar de fapt nu prea a ieșit la băiat nimic. În fine, mă rog, e fun când vezi comentarii de genul ăsta. Bine, când sunt pe bune, că acum o să trolați toți în comentarii, sunt sigur de asta. Ok. L-a auzit. Și-l bate, îi dă cap. Bă, nu știu, frate, nu mi se pare care-i. Omul pune ținta destul de chill la cap și chestii. Numai dacă ar avea gen silent time, el oricum se vede că joacă cât de cât ok. Spre bine. Joacă chiar ok omul. Și ținta, vedeți, ținta e la nivelul capului și așa mai departe. Pe pistol acum o să vedem dacă îi sare ținta la cap sau ceva. Ia, vedeți? Nu îi sare pe cap. Pur și simplu omul cred că e mare smurf, frate, mare smurf. Până acum dacă avea și silent time, ținta era apropiată de nivelul capului de chestii. Sărea sigur pe cap. Nu, sunt de părere că nu are. Nici ol. Nu. Chiar cred că e smurf, ceva de genul ăsta și că joacă foarte ok băiatul. Adică, asta e părerea mea și vreau să văd și părerea voastră în comentarii, bineînțeles că, na. Știți cum e, fiecare avem păreri diferite, că de-aia suntem oameni să avem păreri diferite, că altfel aveam toți același creier și aceleași păreri și gânduri și nu mai era nimic fun pe lumea asta aici, de un? Și vorbeam toți deodată și spuneam aceleași chestii. Mamă, cum era, cum ar fi chestia asta? Toată planeta să zică deodată același cuvânt. Mamă, să respire în același timp. Ar fi dubios, nu? Așa a făcut copilul. Băi, năpârcă, beată. Vorbește, mă, să-ți trăiască ție, că tu nu te vezi pe cameră să vadă lumea ce reacție ai tu aici, așa. Și pare că... Păi, tu îți dai seama că să fie cineva care să zică că, bă, Flash ăsta vorbește singur la cameră și se preface că are pe cineva lângă el, dar de fapt cocu, că nu e nimeni, e doar el nebun, știi? Se găsește cineva să zică și asta, mamă, l-a nimerit pe lui, i-a dat cap lui Husky. Bă, asta că vă zic părerea mea despre The Suspect, da, despre The Suspect după acest meciuț, după această rundă. Ce scor are? 33-5. Moai, măi, leu. Ok. Ultimul jucător se zice să dea lama. Aoleu, nu. Nu-l nimerește. Dar câștigă runda, garantat. Dă nou scop sau ceva? Ia, dă nou scop. Very nice. Nice. Mai ales explozia de la final a fost. A făcut tot de un explozia de la final. No scope, bamă, bui, bombă, astea, haubau, nebunie. Astea, calamitate, chestia așa, nu găseam cuvântul. Părerea mea despre The Suspect. Haideți să vă zic părerea mea despre The Suspect. Bă, mi se pare că adversarii nu aveau un timp de reacție atât de bun și el avea tot timpul din lume să pună ținta, să tragă. Adică, altfel e când ai adversar, de exemplu, Golnova,
Și altfel când dai adversari, Legendary Eagle. Că ăia de la Legendary Eagle au reflexele mult mai bune și gen, te-au văzut acum și în 2-3 milisecunde ești mort. N-ai timp de reacție. În schimb, ăștia care erau rank mai mic, cel puțin mie așa mi se pare că erau rank mai mic decât el, erau la un nivel mai mic decât el, acum nu știu că el făcea smurf, nu făcea smurf, habar n-am, oricum avea un scor destul de mare și a jucat-o. A fost genul de meci în care a jucat-o foarte safe, adică ați văzut că dădea flash-uri, făcea pic, nu se ducea să pușeze de nebun, chestii, chiar juca la scorul omul, la, na, pana mea, nu știu pătea joc. La Golunova au reacția aia de care ziceam mult mai mare și el are timp să pună ținta chill pe cap, să tragă, să înceapă spre eu sau astea. Pe când la global, ați văzut pe Faceit, că mai zice lumea pe live, că domne, că mamă ce prost tragi și chestii de genul ăsta. Păi frate, dacă n-aș trage atât de prost, gen să pun ținta acum apuc eu, cât să am cel mai bun reflex pe care pot eu să-l am, sunt mort instant, nici n-apuc să pun ținta, dacă stau eu să pun ținta ușor și să o pun pe cap și chestii. Adică e vorba de, ai timpul de reflex mult mai mic, trebuie să răspund mult mai repede și atunci e mult mai greu să țintești mai bine, gen, știți ce zic? Ho-ho, cam asta este ideea, cam asta este părerea despre The Suspect. Ești de acord cu mine? Zici cel mai tare da pe care l-ai zis în viața ta, te rog să se audă. Nu. Mă trolează, băi, băi, băi. Mamă, te pun pe coși de nucă la calorifer, ești nebun. Nu se mai poate. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. M-am și bulbăit, ok? Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul, dați un follow pe Insta, OneFlash cu 0, reducerea pisigara și codul OneFlash, exact ca numele canalului, reducerea orice comandă, haubau, și vă aștept și pe voi, și mă aștept și pe mine, și să fie bine, să nu fie rău, vă țuc, pa!